Primarul Ion Ungu a deschis anul școlar la 7 unități de învățământ, dintre care 5 școli și 2 grădinițe. De departe, cea mai spectaculoasă investiție inaugurată în prima zi de școală a fost sala de sport de la școala cu clasele 1-8 Ion Creangă din Suceava. Ne chinuim de mult să facem această sală de sport. S-a născut, ca să spun așa, foarte greu, având în vedere spațiul limitat de aici. Cred că, fără să exagerez, a fost de 50 de ori la București pentru această sală de sport. În sfârșit am reușit să o facem. Sigur, a fost un efort suplimentar din partea primăriei municipiului Suceava. Sala de sport a fost și locul care a găzduit festivitatea de deschidere a anului școlar, un eveniment fastuos pe seama spațiului în care s-a desfășurat, datorită insistențelor primarului, a eficienței constructorilor și a fondurilor dirijate din diferite direcții. Lucrarea s-a putut încheia la timp pentru beneficiul elevilor care învață la una dintre cele mai mari școli din Suceava. Traseul primarului Ion Rungu a continuat cu școala creștină Philadelphia, unde a fost însoțit de senatorul PDL Oreston Ofrei. Tot în prima zi de școală, Ion Lungu a mai vizitat școala numărul 7 din Ițcani, unde a promis elevilor un nou teren de sport, dar și grădinițele Prichindelul și 1-2-3 din Burdujeni.